fost un consiliu greu, un consiliu plin de emoții, un consiliu în care mi-a fost frică. Mi-a fost foarte frică pentru că simt că sunt taxată exact așa cum am crezut. Nu prea bine pentru noi din punct de vedere sportiv, pentru că nu era o concurență foarte, foarte strălucită pe traseu, ceea ce pe noi ne ajută. Acum au rămas în echipa lor doar fete, două fete, Cindy, care n-a bine accidentată, dar care e bună pe traseu, și Maria, care la fel, a dovedit că e foarte bună pe traseu. Și cu Vera ar fi fost, bine, nu puncte sigure, dar puțin mai ușor de luat punctele. Eram lângă Elena și Elena făcea în continuu și am zis, aoleu, începe asta să... M-am uitat la ea, n-avea lacrimi în ochi, se chinuia să plângă, nu avea lacrimi în ochi și în continuu cu bentița o aranja în continuu și se ștergea în continuu. Mă uitam la ea, n-avea lacrimi în ochi, n-avea ce să șteargă, dacă îmi face așa înseamnă că tu bocei și plângi și aici șterge. Și atitudinea ei era exact asta. Eu plâng aici în cazul în care nimeni nu observă și dădea din nas. După a ieșit de la consiliu era bine sănătoasă. Te-am văzut foarte emotivă, Elena, ieri după ce Zani te-a nominalizat. Da, am fost foarte emotivă și în continuare am o stare ciudată, pentru că dacă până acum a susținut diverse motive, nu mă așteptam ca el să motiveze acum că sunt veriga cea mai slabă, în condițiile în care, nu știu, poate venirea voastră i-a schimbat părerea. Mă simt singură, foarte singură. Puterea trebuie să o găsesc în mine, dar în același timp simt că îmi vine să plâng continuu. Continuu să mă descarc. Am tot felul de stări, îmi este foarte dor de părinții mei. Când am pierdut jocul de comunicare și am aflat că aș fi putut să vorbesc cu un membru din familie, m-am necăjit foarte tare că l-am pierdut, că am fost accidentată, că n-am putut intra, că n-am avut un aport, nu am adus un aport echipei, pentru că știu că acum, în acest punct al competiției, când am rămas singură, singura putere pot să o am de la părinții mei, de la persoanele dragi, de la public, cu asta mă încarc. Am simțit că nu pot spune prea multe, tocmai de aceea am spus că îi respect decizia și ceea ce e cel mai important este că îmi doresc să continui această competiție, să lupt până la capăt și visul meu să nu se termine aici. Este tot ceea ce am simțit că pot spune ieri. Și mi-a fost frică, mi-a fost frică pentru că lucrurile se pot schimba aici de la un minut la altul. Nu se știe cine iese, ca atare au fost atâtea cazuri în care poate te-ai fi gândit că nu iese o persoană și cu toate astea a ieșit. Și sincer, de când a ieșit Melina, cea care era de la începutul competiției și eu nu credeam că va ieși pentru că a îndurat și ea atât de multe, se pare că orice este posibil. Și m-am simțit foarte tare în pericol. Oricine o să plângă când va fi dat afară sau când va fi nominalizat. Dar asta e realitatea foarte aspră în care trăim. Și eu înțelegem, suntem aici de 4 luni. Nu mai e așa... Aoleu! Nu mai e, nu e o mormântare. Și plângea fix ca la mormântare. Fix ca la înmormântare. Eu am argumentat atunci că nu văd o diferență între Elena și fetele noi. Ba chiar... Și asta cred că poate să confirme toată echipa, dacă vor mai fi ștafete, cred că în Irișa ne vom pune baza, chiar dacă trebuie să se mai adune, mai are multe de învățat. Și nu puteam să votez pe Raluca, având în vedere că tu ești accidentată și stai pe bară, dacă nu vedeam diferența între voi două. Și la mine nu există că dacă unul e nou și e mai bun decât unul vechi, să-l votez pe ăla nou pentru că să rămânem noi ăștia vechi. Mi-este frică, jur. Am ajuns în momentul în care mi-este frică pentru că am văzut că Melina a fost eliminată, am văzut că dă foarte tare în fete și consideră că noi suntem verigile slabe, sunt accidentată și probabil iar am
sau, mă rog, așa am fost întotdeauna vulnerabilă. În niciun caz nu încerc nici să mă victimizez, nici să caut milă, nici să... Din contră, mi-au fost atât de mult aduse aceste lucruri la cunoștință, încât încerc să nu le mai arăt și încerc să nu le mai fac. Încerc să nu îi mai dau lui absolut deloc satisfacție sau apă la moară. Asta am argumentat atunci și... Dacă voi mai ieși favorit și va trebui să votez, asta este regula, eu nu trebuie să mă justific ce cred eu că e corect, ce îmi spun explicația. Și de plâns acum, toată lumea de acum încolo vrea să rămână în concursul ăsta, să-i se îndeplinească visul. Nimeni nu vrea să oprească visul nimănui, astea sunt niște chestii care nu mai trebuie spuse, dar nu avem de ales, trebuie să ne votăm între noi. Și de plâns o să plângă foarte multă lume de acum încolo, când o să iasă, când o să fie votați. Faptul că m-a comparat că eu aș fi cea mai slabă în momentul de față din această echipă la fete, m-a dărâmat, pentru că acum câteva săptămâni era vorba că eu, Ana și încă 3 persoane vom ajunge în finală, că noi suntem cei mai buni. Acum lucrurile s-au schimbat. Avem un joc de reward, de recompensă, un joc cu o miză foarte mare, pentru că știm că este pusă în joc o miză cu mâncare multă și ne dorim foarte mult. Și drept a fost foarte multe tensiuni în echipă, sper doar că toți să lăsăm la o parte tensiunile în timpul jocului, să ne focusăm doar pe ce avem de făcut, doar pe victorie. Pentru că toți ne dorim să câștigăm, toți ne dorim să mergem să mâncăm, iar eu cred că din punct de vedere fizic suntem foarte pregătiți, trebuie doar să fim o echipă acolo la joc. Și cred că miza jocului ne va face să ne închegăm din nou, cel puțin pe partea... pe perioada jocului. Avem și un joc astăzi, sper să-l câștigăm, că îmi plac jocurile astea de recompensă. Oh, frate, cum ar veni niște cartofi prăjiți. Mamă, e foame. Aseară nici n-am mâncat, că m-am supărat, n-am mai mâncat nimic. Mi-e foame de nu mai pot, crede-mă, adică aș mânca cu ochii, să vedem ce va fi recompensă. Să sperăm că vom lăsa în camp toate discuțiile și certurile și tot ce a fost, să le lăsăm în camp, că nu și-au rost aici. La joc și să câștigăm, pentru că ți-am zis, mi-e foame de nu mai pot, adică și stresul ăsta îți face un gol în stomac, știi? Știu. Urmează și jocul de reward, aș vrea să-l câștigăm, vreau să mâncăm, ați văzut că sunt premii din ce în ce mai mari. A fost burgerul, a fost ce-au mai avut ceilalți la restaurant. Restaurant. Așa că asta sigur va fi un premiu destul de mare. Trebuie să mergem montați, băi frate, până la urmă... Suntem o echipă, suntem cu toți acolo. Eu nu mai pot să susțin atât de mult. O să susțin atât cât simt, dar eu nu mai pot să susțin oamenii ăia doi. Este greu. Eu o să încerc să dau tot ce pot, o să încerc să aduc puncte, la fel ca de fiecare dată. O să încerc să câștigăm, pentru că avem nevoie să câștigăm și aștept să văd ce se întâmplă și sper din tot sufletul să avem o recompensă, pentru că este greu cu mâncarea, este căldură foarte mare, suntem storși de energie și chiar avem nevoie să câștigăm. Știi că... Ți-am zis și în camp, dacă ai fi nominalizată, n-ar trebui să te mire de către favorit. N-ar trebui. Eu nu înțeleg de ce tu cazi moral din cauza asta. Pentru că te aștepți la treaba asta. Și ți-am spus-o, că știi că sunt direct. Și ți-ai dat seama că sunt direct. Nu-ți mai crea așteptări că nu s-ar întâmpla. Ia lucrurile așa cum sunt și mergi mai departe. Și încă o dată spun, acest vot a fost un vot de acoperire. Că n-a ieșit în totalitate, gen, de la ei să iasă Maria, cum ne-am fi dorit toți, și a ieșit Vera, aia e altă problemă. Dar dacă mă întreb pe mine, votul lui Zani n-a fost pentru a te scoate pe tine. Mă așteptam ca votul Elenei, dat de Zani, să fie unul de acoperire pentru a ieși
mai mult sau mai puțin în favoarea noastră un jucător din tabăra războinicilor. Pentru că asta încerc să-i explic Elenei de când s-a terminat Consiliu. Și mi-e foarte greu să o fac să înțeleagă treaba asta, că ea este o fată sufletistă și de moral. Dar sper să o dau pe brază, că nu e cazul să fie, cel puțin în momentul ăsta, nu e cazul să fie așa cum crede ea că e situația. Știi ce m-a deranjat cel mai tare? Nu știu, uite, ai putea să-mi spui tu părerea ta. Părerea lui Cosmin și părerea lui Culiță o știu, că ei mi-au spus-o. Sunt curioasă, n-am vorbit cu Sebi de acest lucru și n-am vorbit cu tine, ca băieți. Sunt tare curioasă părerea voastră. El întotdeauna tinde ca lucrurile pe care el le crede să creadă că toți ceilalți le cred. Așa am simțit și la Ana când mie mi-a pus vorbe în gură. El a spus acum că asta e părerea tuturor din echipă. Mie Cosmin mi-a zis cu totul și cu totul altceva. La ștafete întotdeauna mi-a zis: Elena, eu mai multă încredere am în tine. Elena, eu cred că tu ești mai rapidă ca ele. Elena, eu cred că din punct de vedere sportiv cu siguranță există diferență și nu ar trebui să crezi că ești slabă, că nu e așa. Culiță mi-a zis același lucru. Culiță, când a fost ștafeta, mi-a zis că i-a părut rău că sunt accidentată și n-am putut să merg cu el. Acum, el crede... Da. Înțelegi? Adică nu poate să spună Zani că asta e părerea tuturor din echipă, când mie două persoane, fără ca eu să le cer părerea, mi-au dat credit mie. Chiar dacă simt că vreau să mă descarc, o să încerc, nu știu, să pun în continuare în aplicare sfaturile pe care mi le-a dat Moro, sfaturile pe care mi le-a dat acum Ștefan, care se aseamănă cu acele sfaturi, să găsesc acea putere în mine, să încerc să demonstrez că cred că este singurul lucru care mi-a mai rămas de făcut. Să demonstrez că pot fi puternică, să demonstrez că pot lupta până la capăt, să demonstrez că îmi pot îndeplini visul și pot câștiga Survivor România. Am încredere în noi ca echipă, deși vibe-ul nu este unul foarte bun, o zic sincer, pentru că am avut foarte multe altercații, suntem supărați unii pe ceilalți. Eu sper, sincer, la ceva mare, ceva consistent, nu știu, un platou mare plin de cartofi, de ouă, de orice, să fie o pizza mare și cu desert, adică ar fi, am început săptămâna super bine. Azi o să fie o zi în care, dacă vom câștiga sau dacă vor câștiga ei, cred că va fi la ghici. Deși ei au o formulă foarte puternică, cred eu, în momentul de față, habar n-am ce se va întâmpla, nu vreau să mă pronunț, ca să nu-mi zic echipa, ți-am zis eu. Știu clar ce avem în echipă și știu care sunt șansele noastre să câștigăm. Eu sunt pregătit să fac fan. Săptămâna asta am și mai multă energie decât săptămâna trecută. Vreau să aduc toate punctele posibile și băieții și echipa mea să fie mândră de mine și așa cum au zis ei, că cum a zis Zani, de exemplu, că la ștafetă tot pe Irișa aș băga-o la înaintare, încă am pielea de căină. Vreau să-i mulțumesc pentru încredere și vreau să-i spun că nu o să o dezamăgesc și o să fiu din ce mai bună. Am abia două săptămâni și am avansat foarte mult sportiv. Este un al doilea traseu pe care eu voi merge. Dacă aduc la fiecare traseu câte două puncte, cred că suntem ok. Dacă pot aduce mai mult de două puncte, ar fi senzațional. Sunt foarte pregătit, îi mănânc.
Vai moșii, războinicii, vă spunem bun găsit acolo acasă într-o nouă săptămână de Survivor România. Tuturor, bine ați venit la Survivor! Astăzi avem jocul pentru recompensă. Jocul pentru recompensă, iată, primul joc al săptămânii și un traseu inedit. Vreau să spun bun găsit faimoșilor la o nouă săptămână. Sebastian? Vrem să câștigăm acest joc ca să câștigăm recompensa, pentru că dacă recompensa asta este câștigată de noi, ne dă putere câteva zile. Sperăm să fie ceva de mâncare în această recompensă. Eu personal această săptămână vreau să demonstrez din ce în ce mai multe lucruri de la zi la zi, pentru că am o datorie față de echipă, așa, ultima perioadă am adus așa mai puține puncte față de cum eram eu învățat. Vreau să suplinim lipsa lui Cosmin, care o să ne lipsească, că astăzi nu va juca, și să avem încredere pentru jocurile de imunitate care vor urma. Mulțumesc, Sebastian! Irișa, iată, după un consiliu de eliminare, zilele trecute, ai reușit să treci mai departe. Cu ce sentimente începe nouă săptămână? Am reușit, sunt aici, domnul Dan, mă simt foarte bine, energie puternică, multă, sper să aduc la, cel puțin la fel de multe puncte ca săptămâna trecută, dacă nu mai multe, de ce nu? Lupt alături de echipă până la final, victoria, Doamne ajută, să fie de partea noastră, poate e ceva păpică în recompensă, abia așteptăm să vedem, să câștigăm, să vedem recompensa. Mulțumesc, Irișa. Raluca, un nou joc la Survivor, o nouă săptămână, e o suită de 4 jocuri, practic. Ăsta e cel de recompensă. Ce ai pregătit pentru astăzi? Păi am venit cu o energie bună, vreau la fel să dau tot ce este mai bun, să aduc cât mai multe puncte. Săptămâna trecută nu am adus atât de multe puncte, vreau ca săptămâna asta să aduc și mai multe puncte și, bineînțeles, să câștigăm recompensa de astăzi, că asta este important. Mulțumesc, Raluca, mulțumesc faimoșilor, războinicilor! O nouă săptămână de joc la Survivor vine cu, iată, un traseu nou, dar mai ales cu o stare de spirit nouă. Marius? Bună ziua, domnul Dan. Cum te simți? Mă simt foarte bine, mulțumesc. Ne place când avem un traseu nou, un joc nou, pentru că ne dă mai multă inspirație, motivație. Ne dorim să câștigăm. De adevăr, după consiliu au mai fost câteva discuții, dar asta nu cred că ne împiedică să câștigăm, nu cred că ne împiedică să fim o echipă și să ne focusăm pe ceea ce avem de făcut. Sperăm doar să câștigăm recompensa, sperăm că o să fie ceva de mâncare care să ne aducă un aport caloric și proteic benefic organismelor noastre, să putem câștiga săptămâna în forță și poate o ieșire la restaurant sau ceva care să ne facă să ne simțim foarte bine. Mulțumesc, Marius! Mulțumesc și eu! Starlin! Domnul Dan, întotdeauna eu spun că fiecare zi vine cu ceva nou, este un nou început, acum e o zi nouă, o săptămână nouă, un joc nou, de ce nu? Astăzi da, încercăm să ne distrăm al maxim când câștigăm și în momentul jocului se dăm tot de la noi și aducem 10 puncte împreună. Mulțumesc, Starlin! Și Cindy! Iată o nouă săptămână în care, din păcate, nu ești complet refăcută, nu ai primit acceptul medicului și nu-l vei primi nici astăzi să intri pe traseu, însă îți vei susține echipa? Desigur, de pe bancă, ca de fiecare dată, cu multă, multă energie și sper foarte mult să câștigăm astăzi. Este un traseu minunat, este unul nou, pe apă și colegii mei sunt foarte talentați la jocurile cu apă. Cum îi simți cu echipierii tăi? Ne-am trezit cu toții cu un val foarte bun. Îi simt cu energie multă, pregătiți să aducă victoria astăzi. Mulțumesc, Indii, mulțumesc războinicilor! Vă mulțumim pentru vizionare! Nu uitați să ne urmăriți accesând linkul de aici, mai multe clipuri aici sau aici.